LeBron. Seven. Are 6 puncte avans. Și nici o bilă roșie blocată. 8. Ar fi o bilă lângă mantă, dar nu are nevoie și de acea bilă pentru a câștiga. Prea lungă ieșirea. Da. Acum, dacă ar dori să joace bila cea mai ușoară, ar avea probleme din cauza prizei peste acea bilă roșie din apropierea mantei. Dacă ar dori să joace cu o priză ok, trebuie să joace la buzunarul superior stâng. Iată cât de incomodă. E incredibil. Acum e mai bine. Da, s-a descurcat. Nu are nevoie și de aceea bilă roșie pentru a câștiga jocul. Probabil nu se pot abține profesioniștii când ajung în astfel de poziții optime de a nu dezvolta și bilele aflate la mantă. Acum are o lovitură dificilă. Nu l-am înțeles. Nu s-a redresat. Încă. După lovitura de la bila roz. Cu dus și întors. Se află cam în aceeași poziție. Da, da, e puțin mai departe. Mai încearcă să desprindă din mantă bila roșie? Cred că nu. Nu. De data aceasta a controlat perfect bila albă. Era să rateze mai devreme și din carambol cu bila roșie, da. Bila albă a rămas pe masă, dar am pierdut poziția atunci. Thank you.
Terebdon e un jucător foarte talentat, dar și lent. Hai să spunem că își ia timp. Poate face. Atunci când a încercat să mai accelereze puțin ritmul, n-a mai reușit să obțină rezultate. Să nu uităm, este deținătorul în exercițiu, ca să folosim doar limba română, că pe alții încurcăm dacă folosim și alte limbi, al Openului chinezesc. Este turneul care l-a menținut la sfârșitul sezonului precedent în top 16. Da. 50. Bila neagră pentru victorie. Și Peter Ebden este în sferturile de finală. Mark Davis a ratat o lovitură ușoară la buzunarul de mijloc, iar Peter Ebden l-a pedepsit.